Salutare tuturor! Eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu primul episod din Assassin's Creed 4 Black Flag. După cum știți, v-am întrebat eu zilele trecute pe pagina de Facebook dacă vreți, dacă ați vrea să începem o serie de Assassin's Creed. Sunt un mare fan al seriei, al francizei, așa că am zis, hai frate, de ce nu? Bă. Caps lock. Așa. Opa. Sunt un mare fan al francizei, așa că am zis, bă frate, dat fiind faptul că n-am jucat story-ul de la AC4, hai să facem o serie, mai diversificăm și noi un picuț content-ul pe canal. Ați fost de acord, n-a zis nimeni nu, așa că din momentul ăsta o să mă apuc eu de filmez. Frumos, filmez vreo 7 episoade weekend-ul, în weekend-ul ăsta, și vedem cum le postăm săptămâna viitoare. În jurul orei 6, după amiaza, urmând ca dimineața să... Punem și noi Minecraft ceva, vedem. Bun, hai să... Să vedem, sper să audă bine, sper să meargă bine. Wow! Mamă, ce era Salomon Ghiulean, ce-a făcut, ești nebun. Așa de la început era. Oh, și muzica. Oh, nice. Dum, dum, dum. Hai, man the cannon. Dunuri, pirați, fulgere! Ha, repede, repede, repede. Ok, ha, fulgi. Mamă, ce fulgere și mechere. Da, 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 da. Someone take the wheel. Ok, firing cannons to fire with your cannons. Hold, blah, 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 move, blah, blah, to aim, then press, blah, blah, to shoot. Perfect. Perfect, hai, sing the enemy ships. Ia, bă, coane, ia să vedem. Mamă, ce i-am dat-o ăla. Ok, hai să folosim astea. Shift. Boom! Nice! Drăguț. Drăguț, drăguț, drăguț. Ok, hai să încetinim un pic. Fie vorba între noi că e a patra oară când filmez. Când încerc să filmez. De ce? Păi hai să vorbim. Odată. Nu, de fapt de două ori am filmat cu Fraps. Odată. Am avut leg spike-uri. Pentru că Fraps. Iar a doua oară am avut sunetul prost. Se auzea mult mai tare sunetul jocului, oleu, decât microfonul meu, parou, vocea mea, parou. Așa că nu-mi place să uploadez videoclipuri făcute așa la... Mișto, așa că am zis, știi ce? Ștergem și mai facem o dată. Poate să fie totul cât mai ok. Bun, să nu fie făcute superficial, mă refer. Bun. Hai mă, dă-i. Bum. Bum. Bun. După aia, am încercat să filmez cu... nice. Cu Action Mirror Release. Asta fiind a treia oară. A ieșit, fără leg spike-uri, totul era genial, se vedea extraordinar, extraordinar, full HD, toate alea. Însă, nu mi-a înregistrat microfonul. Așa că, de data asta, sper să iasă totul perfect. Și o să iasă. Vedem dacă mai rândăm episodul sau dacă îl mai... dacă îl abloadăm așa, cred că o să-l randez, pentru că... Na. Bun, și cu asta am terminat și o emisiunea asta aproximativ, mai am trebuit să-i desfințăm o băieță ăsta, n-am, no, take that, yes, haha, mamă și muzica asta așa incitantă, de așa mai de pirați un pic, oba, se pare că am sfeclit-o, those the flames, bărbatul cu costum, oh no, bum! Noroc cu apa, că altfel. Ok, dar aveți grijă în apă. Sunt rechini și stânci ascuțite. Mai ales în jocul ăsta. Ce am zis eu adineori, femeie? Nu, nu e deloc de periculos. De ce ar fi? Why not sail with the king's navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune.
We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. Un pirat va fi întotdeauna pirat. Să ții minte, femeie. All right. Ok, hai că în 2 ani poate termină și noi seria până se întoarce asta la femeia lui. Nu glumesc, o să termină destul de repede. Adică dacă punem 7 pe săptămână. Dar nu cred că săptămâna viitoare, nu cred că de săptămâna viitoare că... Uliu, iute, stânci, ascuți-te. Am spus eu? Am spus. Nu cred că de săptămâna viitoare o să mă apuc să fac de 7 pentru că deja e duminică seară și n-am filmat decât ăsta. Mă rog, de 4 ori ce drept l-am filmat, dar nu contează. Mai ales vreau să iasă cât mai bine. Bun, vreau ca să spuneți în comentarii dacă se aude bine, dacă se vede bine, ca să știu ce mai modific, dacă mai e vreo chestie modificat. Bun, normal ar trebui să se vadă bine, ar trebui să se audă bine. Am pus și subtitrările în caz că nu se aude suficient de tare sonorul din joc. Deci ar trebui să fie ok. Bun. Bă, ce nu înțeleg eu e că adineauri când eram pe la buturuga aia în apă, ploua torențial, avea stres. Și acum mai aude. Ia. Nici urmă de soare. Dacă s-ar vedea așa și din perspectiva noastră. Păi, oleu, cum era. Opa. Was it good for you as well? Opa. Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Keep talking. Will you or won't you? Așa scremut acolo, zăracu. You don't have that gold on you now, do you? Okay. Opa, are pistol, domnul. Are pistol, domnul. Nu ne punem cu el. Nu ne punem cu el dacă are pistol, nu. I'm on to you, Snakesby! Come on, mate. We're off to a bad start. Ok. Am pus o pauză să văd dacă... Dacă filmează ca lumea, pentru că data trecută când filmasem, mi-o să aminte. Se vedea chestia aia sus. Mă rog, voi nu o vedeți. Chestia de la Mirilis. Știți și... N-ar fi fost frumos. Și am să știi ce? Pun pauză, repede verific. Și îi dăm bice după. Pentru că... Na, n-aș fi vrut să postez azi din nou. Iar ar fi trebuit să-l filmez de la capăt. Ce să faci? Detalii, dar... Na, dacă nu ești atent de la detalii, nu iese bine. Da, să trebuie să fiți atenți mereu la detalii, ca să iasă exact cum vreți. Dacă nu iese, mai bine nu puneți. Dacă nu vă place, nu uploadați ceva ce nu vă place. Primul rând trebuie să vă placă vouă și după uploadați, vedeți dacă le place și altora. Pe asta m-am bazat întotdeauna. De la începutul canalului, canalelor de fapt. Pentru că, na, dacă uploadezi ceva ce ție nu-ți place, nu te aștepta să fie plăcut lucrul ăla de alții. Da, deci nu. Mai bine îl faci de mai multe ori să iasă bine decât odată și prost. Bun. Un lucru specific tuturor Assassin's Creed-urilor. Synchronize. Te urci în cel mai înalt punct. În cazul nostru nu e ăsta cel mai înalt punct. E cu cocotierul ăla de acolo. Dar, cât de subțire, nu e că se rupea cu mine. Ok, hai. Let's go. Leap of faith în frunzăriș. Dar vedeți voi aici cum au picat frunzăra asta de palmier fix într-un morman aici. Hoba. Hola. Hai. Bel. Mă, ești tu șmecher, mă, domnule. Bă. Coane. Coane pirat. Ia stai. Ia vino tu încoa. Ia. Ia să vedem. Oh, ia uite cum sare. Mai. Așa. Probabil v-am întrebat, bă, Andrei, dar până acum ce-ai făcut? Jocul a apărut un an și un pic, de ce n-ai jucat și tu story-ul? Băi,
Nu am jucat mai mult multiplayer, ce-i drept. Nu prea am jucat story-ul. Nu l-am jucat deloc, ce-i drept, da. Multiplayer-ul e foarte șmecher. Și poate o să facem și noi din când în când câteva episoade, dacă vreți, îmi ziceți în comentarii, poate, poate, așa, gen, duminica, să vă atac, un episod așa, habar n-am, nu știu, bonus, sau poate la finalul seriei, cred că așa ar fi mai ok la finalul seriei, adică, ca să nu pierdem șirul episoadelor de la single player, nu, cred că ar fi mai ok așa, nu știu, v-am zis, secțiunea de comentarii nu-i degeaba acolo. Hai, să-l prindem pe ăsta, pe cerculeț. Te are un cerculeț roșu deasupra capului, hehe. Bun. Ia vină, mă. Bă, gogule. Hoc, jop, jop. Duncan Walpole. Gata, easy. As. Ia să vină. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Mm-hmm. Bun. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Y Ayala. Bun. Deci noi trebuie să mergem în Havana, în Cuba, deghizați în domnul Duncan Walpole. De fapt, i-am ciordit numele și hainele și tot, pentru că suntem niște pirați și întotdeauna vom fi niște pirați. Da. Hada, let's go. Find a way to Havana. Păi... Exact, bărcuța aia e foarte bună. O să ne ducă instant în Havana. Hai! Stealth swim, bla bla bla. Nu interesează. Ha. Boscheți. Stocking zones nu interesează, e a patra oră când fac chestia asta, deci ne pitim prin frunzăriș. Whistle. Mă vine mâncoa. Hai mă, vină încoa. Nu ne-a văzut, e bine. Oba, ne-a văzut. Shit. Mamă, ești șmecher, mă. Ești șmecher? Ești tu șmecher, ai? Bine. Bine, cu pușcă, cu alea. Ia vino mă încoa, stai să... Nu trebuie să lăsăm pe ăla să... Să încarce. Dă-i! Așa, bun! Perfect! Da, nu văd nimic, am boschit ăștia. Doamne! Ok, trebuie să apăsăm, deci apăsăm E în continuu. Pac, ca să facem șmecherii. Pică cu săbii din pom, ceea ce e cam dubios. Pac! Oh, nice! Ăla-i mă, băiatule. Perfect. Ia să ce avem noi aici pe aceste pietre. Un minunat domn. Care probabil deține corabia aia. It is my vessel, yes. Here lies its poor captain. And I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? Nu, arăt-o apira, mă. Sunt Duncan. Acum. Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet. Hai, Bonnet. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him. Normal, I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Nu, ți-am zis, bă, nu sunt pirat, bă, eu. Eu nu-s pirat. Ok, hai. Deja. Ok, lasă, hai, lasă vorbăria.
Bun, păi cred că e momentul să încheiem și noi acest episod. Nu vreau să le fac foarte lungi pentru că... Na? Ok. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!